gata, să așa. Vă spun la minunea asta. Bun, cum zicem? Am să se filmează acum, hai. Bună ziua, domnul profesor, să se filmează. La proful ăla, eu beam apă. Nu face altceva. Bine, dragilor, așadar, iată, ne din nou împreună, pornim repede la treabă, n-avem timp să mai lungim vorba, vorba lungă, sărăcia omului. Asta e. Și noi nu vrem să așa, sărăcim. Așa, vorbim subiectele de la Alexandrie sau... Așa, de la Alexandrie. Hai de la Alexandrie. Deci, subiecte, date la, cum să zicem, date... Anul ăsta, la testare. La testare, da. Testare, clasa A4. Da? Subiecte date la testare, clasa A4. La lecția de zi, dacă aveți ceva întrebări, copii? Păi te rog. Nu. Nu aveți nimic. Așa. Bun. Primul punct. Prima problemă. E un exercițiu de fapt. Da. Calculați. Calculați. 150. Minus 150 împărțit la 3. Minus 150 împărțit la 3. Plus 15 împărțit la 3. Plus 15 împărțit la 3. Plus 265. 265. Minus 50 împărțit la 5. 50 împărțit la 5. Plus 5, 100. Împărțit la 10. La 10, egal, da? Egal, da. Casandra, te rog să mă conduci. Ok, deci facem mai întâi operația de egală. Hai să facem 150 minus 150. Dar nu-i voie. Așa, nu-i voie. Chiar îmi place asta, nu-i voie. Așa trebuie să îi spunem copilor. Nu-i voie. Ori, da? Trebuie să fii mai decisă. E fost suficient de decisă. Hai să zicem. Cream că vă referi că nu-i voie, adică nu-i voie, că o zic eu așa. Nu, nu-i foarte tare, așa să-mi zici. Eu era cât pe ce să fiu să așa să iau în brațe de dracu, ce mi-ai fost. Cu, așa trebuie spus. Cu fermitate, da? Așa să cei care nu, încă nu le e clar asta, fac greșeli. Așadar, poftim, condu-mă. Deci facem 150 împărțit la 3. Deci din 150. Mergem cu tot de ghișul la capăt, da? Da. 150. A, 150 minus... Deodată. Stați puțin să scriu. 150 împărțit la 3. Oare cât e 150 împărțit la 3? De 3 ori cât e 50. Stai. Așa, așa... Păi, 50. 50? 50, da. 50, mă. 50 cu 50, Flavian. Ia uite cum trebuie să faci. Casandra. 50 cu 50 fac 100 și cu da. 50, de 3 ori cât e 50 fac 100, da? Deci așa trebuie să mergi. Era logi. Dar atunci, da, fac. Ea lucrează înainte. Merge pe ce am spus. Da, 50. Minus 50, da? Minus 50 plus 5. Plus 5, da. Plus... 260. De înainte, ca să nu... Plus 265, da? Minus 10. Minus 10, foarte bine. Plus mai repede, ca să am... Plus 500. Da. Împărțit la 10, 50. Plus 50, plus 50. Aș putea zice așa, 100 împărțit la 10 face 10. 10. Și 5 ori 10, 50. Poți să fac și așa, da? Da. Ori... Corect. E corect, sigur, că dacă împarc împărțirea a unei dintre ei, merge foarte bine. Deci plus 50. Așa e ca mai departe cum. Da, și apoi... Okay. 150 minus 50 îmi dă 100. Și cu 5? 105. Hai să scrii pe 105 acum, la fel. 105. 105 plus... 265 minus 10. 255. Și cu 50? 300. 5, nu? 305. Plus 305 este egal cu, spunem? 410. 410. Terminat. Așa ți-o dai ție, nu? Daria. Daria. 410? Nu. Nu? Argumentăm. Așa. Argumentăm. Uite-te, Daria, dacă ai ceva de spus, poate am greșit mai. Da. Ne uităm și noi. Ne uităm și noi dacă am greșit. Am un 2 să fi greșit, e grav. Ne uităm. Așa. 50. 5. 265. Păi și mi-a dat aceleași rezultate. Păi Daria, te-a dat 410? Nu. Păi 150 minus 50, 100, 100 plus 5, 105, plus 265 ne-ar da 370, da. Minus 10, 360, minus 10, da, 360, plus 10, plus 10, 450. Mă scuzați, eu am greșit. Așa, la final, e scăzut încă, nu? Da, și eu greșit la chestii de-astea. Simple. Nu trebuie să greșim. Gata. E să știi de un punct.
Da, sigur că da, n-a trebuit să ieși. Da, a fost? Da, da, a fost un exercițiu de gândire. La Alexandrie? Da. Da, unul. Doi. Ăsta continuă? Acum oprește și lucrează cu noi. Da. Determinați A din relația. Determinați A din relația. Din relația. 5136. 5136. Minus 318. Da. Minus A egal cu 4828. Acum, Daria, te rog să lucrezi. Păi, facem 118 minus A va fi egal cu... De unde e 118? E 318. Da, 318. Dar facem, am mai scris corect. Deci, 318 minus A va fi egal cu 5136 minus 4828. Da, parcă nu iați mai de o dată. Pentru că 318 minus A ar fi scăzătorul, așa. 5136 ar fi descăzutul și 4828 ar fi... Și atunci... Flavia... Ia ce ne spune, să fim atenți. Da. Mai repet o dată, că nu prea am înțeles. Păi, deci... Deci... 318 minus A ar fi scăzătorul, 5136 ar fi descăzutul și 4828 ar fi câtul și atunci... Restul. Și atunci scăzătorul este egal cu descăzutul minus rest. Este Casandra de acord? Deci că să-ți dă scăzătorul, dacă scăzătorul e corect așa cum spune, e 318 minus A scăzătorul. Da. Bun, facem metoda inversă. Da. Adică facem 308 minus A este egal cu 5 cu descăzutul minus rest și îmi dă... Nu știu de ce eu... Și apoi mai trebuie să faci câte ceva. Eu nu știu de ce nu prea sunt de acord. Dar de ce să... Atunci haideți să ce facem... Ce motive am, nu? Atunci da. Haideți să facem... Că mai... Hai să facem să desfacem un model mai mic. Nu, mai mic. Mai mic, da? Adică o situație mai... Adică să facem, de exemplu, 8 plus 4... Minus. Minus 4. Deci 8 minus 4 minus A. Cu numere, da? Minus 4 minus A. Minus A egal cu... Egal cu... Să zicem cu 6. E ușor. Stai un pic. Ce A să pun eu ca să se întâmple să facă la scăderea asta 6? Păi trebuie să pun A să fie 2. A să fie 2. Da? A să fie 2. Se vede, da? A o 2. Bun. Că face bine. 8 minus 4 minus 2 egal cu 6, da? Da. Perfect. Hai să lucrăm pe ideea ta, cum ai propus. Deci mi-ai spus așa, să zicem, dictează-mi, că eu nu știu ce să scriu. Dictează-mi. Păi, asta ar însemna că 8 plus 6... 8? Minus 6, mă spun. 8 minus 6? 8 minus 6, care este 2. Adică și face 4 minus 2, care ne-ar da A. Și A egal cu 4 minus 2, adică deci A egal 2. Deci tu spui așa, ăsta ar fi scăzătorul, nu? Da. Și tu dictează-mi... Deci, 4 minus A. 4 minus A. 4 minus A de aici. Va fi egal cu 8 minus 6. 8 minus 6. Care ne va da 2. Și atunci 4 minus A va fi egal cu 2. 2. Și atunci A va fi egal cu 4 minus 2. A egal cu 4 minus 2. Băi, tot nu-și de acord. Dar de ce nu sunteți? Nu știu ce am de nu sunt de acord. Dar eu nu sunt de acord deloc. 8 minus 4 fac 4, 4 minus 2 fac 2. Nu fac 6, domn profesor. Băi, aici era greșit. Deci greșeala aici. Băi, nu sunt de acord deloc. 8 minus 4. 8 minus 4 dă 4 minus 2 dă 2. 4 minus 2 dă... E greșită. 4 minus 2 am făcut-o bine, da? 4 minus 2 fac 2. Atunci și facem 8 minus 2, 6. Așa. Și facem 6 minus 4, care ne dă 2. 6 minus 8 minus cât de aici? 8 minus 2. 8 minus 2, care dă 6. Da, cu 6. Da. Și acum 4 minus A egal cu 6. Și de unde? A egal de aici cu? Și A va fi egal cu 6 minus 4, adică 2. A egal cu 6 minus 4 și egal cu 2. Și așa este și în situația noastră. Vreau să mai văd o dată, că tot nu-mi vine să cred așa.
Păi haideți să facem în situația noastră. Hai să vedem. Mă lăsați un act să vedem. Vreau să insist aici să vedem de ce nu merge. Eu zic că nu merge. Casandra, tu ești de acord? Eu sunt de acord, pentru că am pe caie deja. Ai făcut deja pe caie? Mai demult. Bine, dar dacă ai greșit? Păi facem proba. Facem proba. Facem 8 minus 4, care ne dă 4 minus 2, 2. Cum l-am făcut noi aici? Mai fac eu un alt ești atunci. Sau dacă doriți, putem să facem. Așa, 9. Hai să zicem așa. 9 minus 3 minus 1. Cât face? 9 minus 3 minus 1. 9 minus 3. 6 minus 1, 5. 5. Așa de 1, puneți până. Da. Să vedem dacă ne dă după tehnica voastră, dacă ia, ne deci dă 3 minus 1. Dar trebuie să facem doar tehnica. Hai să vedem, Daria. Să facem și 9 minus 1. Așteaptă. Daria, să nu fie vreo greșeală. Eu vreau să văd dacă nu e greșeală. 3 minus A. După, cum deci spui 3 tu? Minus A este egal cu 9 minus 5. 9 minus 5. Adică 4. 4. Deci 3 minus A. A egal cu 4. 4. Și atunci A va fi egal cu 4 minus 3. Deci 3 minus cât? A va fi egal cu 4 minus 3. Eu nu cred că așa. Dar știți, domn profesor, m-am mai gândit la o chestie, poate că putem... E bine așa, o să fie 4 minus 3? Nu, pentru că ar trebui să fie. Wow, sau. Ce trăznai acolo, nu? Da, nu. Păi așa stăm și acolo, domn profesor, să ați minus 4. Așa mă, nu știu ce să fac. Facem, că noi nu avem paranteză între 38 și 5 minus A. Și facem 5136 minus 3318. Păi copită, vă dați seama ce mi-ați făcut aici. M-am făcut de toată bafta și s-o filmat aici. Ups. Tu îți dai, vă dați seama ce e. Dar am scris aici cu paranteză. Ia să vedem. Deci Daria este o mare greșeală. Atenție multă! Deci aici a fost capcana. Capcana mare a fost faptul că ne fi în paranteza. Când este paranteză, da. Atunci, da. Ai înțeles, Daria? Cum am făcut exercițiul ăla de ieri? Că era dacă paranteză, da. Dacă nu, fac calculul ăsta, copii. Corect. Ștergeți, domn profesor, repede! Șterg, da. Șterg, e chiar exemplele așa. Să nu mă mai vadă nimeni. Sper că nu s-au filmat. Nu. Ia să verific, domnul. Ai, Doamne! Aole, s-a filmat, îmi pare rău! Băi, copii, măi! Stai-te, domn profe! Deși mi-a bine chiar că n-a fost... Dar noi am reacționat cu avantajul nostru! Foarte grav a fost! Foarte grav! Deci, dacă era paranteză, da, copii! Sigur că da! Sigur că da! O mică greșeală! Foarte mare! Foarte mare greșeală! La matematică! Ține minte că la matematică... Orice o faci o greșeală! Nu-i da? Nu fii atât de îngăduitoare cu tine! Fii rea! În privința greșelilor să fii rea! Nu ți îngădui greșelile! Atunci, domn profesor, ar fi... Facem, hai să vedem, ne facem înapoi! Da! Și facem 5136 minus 318. Așa trebuie. Și ne-ar da 6 minus 8 minus 8, poate ne înfructăm 16 minus 8, care ne dă 8. Apoi avem acolo 2 minus 1, nu? Apoi avem 1 minus 3, care din nou poate facem 11 minus 3, adică 8. Deci 1 minus din 2, 1, 1, aici ai pus 1, da? Da, 8, 1 și apoi încă 8. Și aici 8 și? Și atunci așa 4818 și facem... Minus 4, A. Da, A egal este cu... egal cu 4828. 4828. Și atunci A va fi egal cu 4808. Deci va fi egal cu 4818. Au, este, spune-mi. Exact. A este egal cu 4818 minus 4226. 4818. Și eu scriu. Poate. Eu scriu. Minus 4818. Dar nu se poate. De ce să pentru că... Pentru că... Eu ce să fac? Ok. Zi? Las. Păi nu se poate un număr mai mic într-un număr mai mare să scazi. Ce-am făcut? Daria! Uite ce faci tu aici. Va să zic că descăzutul, scăzătorul și rezultatul. Mă scuzați, dar am făcut... Atenție! Ca să afli scăzătorul... Și am crezut că e 2. Ca să vă afli scăzătorul... Atenție! Ca să afli scăzătorul, ce facem? Păi că fac rest minus...
Deci, asta este ce? Aici e descăzut. Descăzut, scăzător și rest. Și aici este restul, da? Da, mă scuzați. Și fac nu prea se poate. Păi nu se poate. Mă scuzați că n-am fost. Nu, dar ai fost foarte atentă, nu prea se poate. Nu prea se poate. Dintr-un număr mai mic să mai scad un număr, să-mi dea un număr mai mare? Niciodată. Păi nu se poate niciodată chestia asta. Tu ai făcut bine, nu? Descăzutul. Dar poate n-a scăzut bine, nu? 6. Ne uităm din nou. Ne uităm din nou la numere. Da, poate nu fost... s-a făcut scăderea, bine. 6 minus A, da, scăderea. Egal cu cât poate să fie este? Un număr mai mic, cu 4. Și atunci, au, egal cu cine au? Au scăzător, egal cu descăzutul minus rezultatul. Da. Descăzutul 6 minus 4. Da. Deci tu, ea a gândit bine. Da. A intrat în panică, nu? A intrat în panică, altă. Că ai văzut. Exact. Cum ai făcut? I-am făcut altfel. Păi am făcut așa. Am făcut 318 minus A, care îmi dă 5.836 minus 4. 5.813 minus A, da? 318 minus A egal cu 5.136 da. Minus 4.828. Păi n-am vorbit mai devreme că e mare greșeală. Dar de ce e mare greșeală? Că îmi dă același rezultat. Păi uite, mai devreme am spus noi. Ce am spus? Dacă ar fi fost minus așa în paranteză pus, atunci ar fi fost drept. Păi, haideți, dar așa, așa spune, spune ăsta nu-i tot scăzătorul. Ăsta nu-i tot scăzătorul. Această problemă am avut-o ieri și a rezolvat-o, dar... Și a dat 10. Și a dat 10 și a făcut da. 318 minus A este egal cu 5.136 minus 4.828. Să mai scădem o dată, domn profesor. Hai să mai vedem aici. 318 minus A este egal cu 308 și AM este egal cu 318 minus 308 și egal cu 10 și merge. Hai să vedem. Nu merge, poate aici este greșeala. Mai vedem încă o dată. Deci mai vedem o dată. Și facem 5.000. Dar punem una sub alta, că nu ne e rușine, domnul profesor. Da, una sub alta. Minus 308. Zice și noi, 5.136 minus 318 este egal cu ce? Deci 6 minus 8 nu se poate, facem 16 minus 8 care ne dă 8. Bun. Aici am luat 1 și e 2 minus 1 care ne dă 8. 1. Aici e 1. Luăm acel 1 și facem 10 minus 3 care ne dă 7. 7 plus 1, 8. Da, e bine 4.800. Da? Poți să iau 4.000, 8. 8. Da. Dar de ce e 8? Că n-ai luat. De aia, n-ai luat nimic. N-am luat aici, nu? Te mai puneți 4. Și ne-a dat același lucru, deci nu e bun. 4.818. Mai ales că mi-amintesc că am avut problema aceasta. El s-a făcut-o, dar a fi deja rezolvat-o. 4.818 minus A egal cu 4.820, adică din 400.018. Care e mai mic, scad pe ceva și îmi dă mai mult. Deci nu avem cum, domnul profesor. Nu e posibil. Deci putem să facem 318 minus A. Pentru că doar așa se poate rezolva. Dar nu verifică relația, mai, Daria. Daria nu așa permit. Se face, dar nu verifică deci relația. Deci nu permit decât dacă pun paranteză, Daria. Ori pun paranteză. E fără paranteză. 5.136 minus... Dar ieri v-a dictat Cristina cu paranteză? Da, uite. Ah, ieri v-a dictat Cristina cu... Dar aici e fără paranteză. Dacă pun paranteză și totul e perfect. Da, acolo. E cu paranteză. Totul e perfect. Dar aici Cristina a dictat cu paranteză ieri, dar pe testul care mi l-a dat mie nu e cu paranteză, domnul profesor. Dar vedeți că nu se poate fără nu se poate. Dar de aceea l-am lucrat așa ieri. Da, că a fost cu paranteză. Și da, exact, asta mică avea paranteză. Aceea atunci vezi. Și tu aveai paranteză la exercițiul de ieri, Daria? Da, de asta, domnul profesor. De ce nu se vezi la mine și spui paranteză? Pentru că vreau să vă contrazic. Nu, trebuie să mă contrazici, asta e. Ok, mă contrazic de acum. De fiecare dată. Începând de acum. De acum, să mă contrazici. Ați greșit, domn profesor. Deci ori de câte ori sesizez că ceva nu e în regulă, și iată, am ajuns într-o imposibilitate fără paranteză. Fără paranteză că nu se putea. Tu ai spus așa, 318 minus A, scăzătorul, care este ăsta tot acum. Corect. Dar, domn profesor, am o întrebare. Să putea fi și logic, adică puteam face modul invers și facem 300. Nu aveam cum decât așa, cu prezența paranteze. Corect. Fără prezența paranteze, urmărește, eu nu sunt încăpățânat așa, eu sunt încăpățânat în ceea ce privește regulile matematice. Corect. Da? Deci, atenție, nu că țin eu pe a mea. Dacă acum avem această situație, lucrurile merg foarte bine. Așa este. Dacă n-ar fi fost pusă paranteza, cum de fapt mi s-a întâmplat nouă, sunt obligat să fac această scădere întâi. Obligat. Și dacă ar fi fost dacă ar fi fost aranjată suma, așa, 5.136
Minus A, minus 318. Iată ce șmecherii vă arată acum, dacă ai fost așa. Hai. Să pun la sfârșit, fără paranteze, eu făceam așa, din asta scăd pe asta. Hai să facem chestia asta, egal mai departe, păi nu cu mai mare. Așa, așa nu, a scăzut. Nu cu mai mare. Făceați cu mai mic atunci. Deci pun aici în loc de 4828, 4008. Da, 4808. 48, așa, 08. 8, da. Da. Așa, da. Deci iată un exercițiu la care vă invit acum, pe modificarea asta, vă invit să-l facem un moment. Haideți să-l facem. Să-l facem. Da, te rog. Deci, 5 minus 6 minus A, 6 minus 8, 5136 minus A. Deci așa. A minus 318 este egal cu 5386 minus 4808 și A minus 318 este egal cu 8. Deci n-am înțeles. Asta e bine, că trebuie să lămurim acum. Foarte bine. 5318 este egal cu... Nu mai zic pe ciorna. Facem scăderea, da? Cu 320. Deci 8 din 16, 8. Da? Apoi avem 0, 2, 2, 2. 8 din 11, 3. 3. 4.000 asta. Și nu 4.000, nu, domn profesor, că 5 minus 4 v-ați împărutat. 5 4, 1, da, 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 da. 328. Da. Stem, da. Perfect. Și acum A va fi egal cu? 328. Hai 10, domn. Plus 308. Plus? A, da, e plus. Da, 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 da. A egal cu 328 plus 318. A, adică e în față, nu e în spate. Da? Deci A egal atunci cu cât? 6. 4. 6. Hai să facem proba. Hai să locuim pe azi, dacă ne dea. Corect. Ok. Perfect. Și trebuie să fie, dacă e treaba bună, trebuie să ne dea. Și urmează. Vorbește 5.836 minus 6.436 minus 6.318 egal cu 4.818. Da. Nu, să vedem cât lucrăm. Da. Să vedem dacă ajunge. 3 minus 4 minus 4, 3 minus 4, 9. Care ne dă 9. Așa. Aici avem 0, 10, 6 și cât face? 4, și ne dă 4.690. 4.490. Deci 4 din 10. Da, 4.490. 6 din 10, 4, da? Da. 4.490. Minus 318. Așa, egal cu... Așa, egal cu 2. Da. 7. Da. 1. 1. Așa. 4.172. Ne-a dat? 4.182. Păi nu ți-a zis, domnul profesor, că dacă nu-i paranteză, nu trebuie să faci așa, mă? De cum am făcut? Păi ai făcut A minus 318, mă. A minus 318. Dar nu-i paranteză între ele. E egal cu... Dar eu n-am făcut A minus 318, am făcut 5.136. Păi da, da, înainte, ia uite, A minus 318 egal cu 5.136. Mi-ai spus așa de aici? Tu mi-ai dictat, eu am spus. Deci era 5.136 minus A minus 318, egal cu 4.808. Și nu ți-a zis, domn profesor, că dacă nu-i paranteză, nu se poate. De ce ai făcut așa? Ați văzut că am dreptate? Da. Deci nu sunt eu căpos. Ci el astea sunt regulile matematice. Profesor, nu am zis că sunt căpos. Nu, nu, nu. Am zis și am tradus și apropo de încăpățânarea mea. De a insista că nu-i bine așa. Și voi spuneți, mai bine. Cât e rezultatul și cât e că v-am arătat că nu e adevărat. S-a zis, domnul profesor. Deci, eu am insistat să vă spun așa. Chiar în situația în care au pe la mijloc, cum este aici, de i-am mutat poziția, și atunci trebuie să fiți atenți, să faceți asta, a scăzut asta întâi. Dar dacă este foarte imediat pus, păi fac scăderea asta, dacă n-am paranteză. Da? Deci aici a fost capcana, îi sau nu paranteză. Aici e discuția noastră. Și voi ați spus, în exercițiul de mai înainte trebuia pusă paranteza obligatoriu, că atunci exercițiul nu merge. Iar dacă așa cum mi l-ați dat, am constatat că nu merge. Nu merge. Voi ați spus, în orbește ați mers pe chestia asta. 318 minus A, ești eu că paranteza acolo. Da, poate că știați că eu paranteză, dar când m-am mutat în partea asta, ați mers de parcă paranteză. Corect.
Ori lucrurile trebuie să fie bine clarificate. Dar ia, facem distinții, să știi că dacă tu n-ai înțeles treaba asta, totul se dărâmă din toată discuția. Foarte grav. Da? Deci, în clipa în care vezi așa, minusul A și minusul un termen, facem scăderea, ulei repede, ca să scade ăsta și ăsta, e făcut scăderea și o să rămâne pe un margine. Hai să facem corect. Acum scris din nou, varianta corectă. Scrieți și ieșiți-o. Da? Wow. Scrieți. Păi corect, l-am tăiat din greșeală. Nu-i nimic. Deci așa, așa nu. Așa nu. Da. Așa, așa nu cum a fost mai corect. Așa da. Așa da. Deci facem 5.136 minus 318. Zi? 318. 318. Deci schimbăm poziția lui minus 318 cu A. Cu minus A. Sau amândoi la fel. 18. Da? 318. Este egal cu 4.828. 4.808. Așa am dat-o. 4.808. Și acum facem scăderea aia, că nu e paranteză. Asta e. Obligatoriu. Deci dacă amândoi sunt cu minus, ne schimbăm poziția. Treci tu în față. Și tu treci la sfârșit. Ca să pot eu să fac scăderea. Atunci facem 6 minus 8, 8, da. 1, deci 1, 7, 8, 8, da. Și 4. 8 și 4. 4.818 minus 7. Da, va fi egal cu 4.818. Scrim așa. Scrim așa, trebuie să scrii. 4.818 minus 7. Egal cu 4.818. Și acum aplicăm... Ce știți asta voi scăzătorul. Scăzătorul este egal cu? Atunci facem 4.808. A, egal cu? A, egal cu? A, este egal cu? 4.818. Descăzutul, 4.818. Minus, nu cât un mărim, minus rezultatul. Rezultatul scăderii, da? 4.800. Și egal cu? A, va fi egal cu 8.80. Hai mama, că se vede la ochi. 10. 10, Daria. 10, se vede. Că 10 plus... 8 minus 8. Deci, 0. 10, da? A, egal cu 10. 0. Și dacă vrei să probăm acum, da, avem decât să o facem. 5.136 minus 10. Probăm cu 10. 5.126. Minus 318. Cu siguranță ne va da 4.808. Deci, mare atenție. La ieșițul ăsta, capcana a fost așa. Nu era paranteză. Exact. Deci din paranteză, oare cum mi s-a pus mie fără? Ei, așa a fost o greșeală. Dar important este discuția care am dus-o acum să ne rămână definitiv în minte. Bună ziua, domnul profesor. Te rog, vină, cu drag te aștept. Așa. Deci, nu discutăm. Acest lucru trebuie să rămână în mintea voastră definitiv. Una este situația în care scriu ce? În care scriu? În care scriu fără paranteză. Și cu paranteză. Deci dacă scriu 5.136 minus 318 minus A, dacă scriu așa copii, egal cu 4.828, este o situație care convine. Și este așa cum ai gândit tu. E vorba de scăzătorul egal descăzutul minus rezultatul scăderii. Da? Dacă nu este pusă paranteza, lucrurile se complică. Nu mai am voie să scriu așa. Ci trebuie să fac operația asta de scădere și să fac treaba mai departe. Chiar în situația în care AU este aici în față, dar dacă este scris așa, 5.136 minus A minus 318 egal cu 4.828, chiar dacă ne-l ascunde, ne ducem mai departe, noi îl aducem aproape, facem scăderea, schimbăm locurile. Amândoi sunt la fel, sunt frații ăștia, sunt prieteni, sunt la fel cu minus. Și le putem schimba poziția. Da? Dacă nu-i paranteză. Dacă e paranteză, știm să facem. Noi da, asta vreau să... Cristina, într-adevăr, mi l-a dat ieri și el are cu paranteze. Da. Și mie același test trimis de ea, fără paranteză. Eh, nu știu. Povestea e clară acum. Noi am înțeles acum
e vorba de faptul, discuția ne-a prins foarte tare. Foarte bine, da. Foarte bine ne-a prins aici. Pentru că am făcut discuția cât se poate de atentă. Te rog, David, să intri și tu în subiect. Povestea era așa. Dacă aici îi paranteze, nu? Dacă îi paranteze cum de fapt a fost în Egeșițiu. Gândim foarte ușor Egeșițiu. Pentru că descăzutul minus ceva, egal cu... Descăzătorul. Ăsta e rezultatul. Și scăzătorul este egal cu cine? Descăzut, minus rezultatul scăderii. Exact, da. Dacă însă e fără paranteze, cum este aici, 5136 minus 318 minus A, se schimbă complet lucrurile. Trebuie să faci scăderea asta întâi. Da, și până apare situația aceea, un număr minus A egal cu, da. Și atunci numărul intră în relația aceea. Ăsta e scăzător, ăsta e scăzut și rezultatul. Da? Deci, da. Deci mai, acum e clar. E clar. Mai fac unul, eu mai fac unul ca să mă convingeți. Să-mi spuneți care e deosebirea între... Da, iată, acest lucru chiar merită discutat și mă bucur foarte mult că am avem această discuție. Noi o facem pentru toți privitorii. Sigur. Da? Deci nu clarificăm aceste lucruri numai pentru noi. Toți care ne privesc vor ști din clipa asta să nu fac greșeala pe care s-a făcut-o voi. Spunem așa. 100 minus A minus 10 este egal cu 80. Egal cu 80. Alta, 100 minus A minus 10. Da? A minus 10. Hai să zicem egal cu 100. Care este A? Cât este A? Așa. Hai, fă, David, și într-o parte și tu. Condu-mă tu. Hai. La care? La prima. Păi o să facem 100 minus 80. 100 minus 80. Zi, 100 minus 80. Deci 20. Deci, nu, dar spune să-l traduc eu echivalentă. Deci, echivalent cu A minus 10 este egal cu 100. A minus 10. Egal cu 100. Este egal cu 100 minus 80. Minus 80. Echivalent. Echivalent la A minus 10. A minus 10. 10 este egal cu 20. Corect. Zici tu. Da. Corect, zici tu. Corect. De unde rezultă că A? A egal cu? Asta A este egal cu 20 plus 10. Adică așa. 30. Da. Să facem. Hai să probăm. Să probăm. A minus. Și zicem 100. 100 minus. 100 minus. Zi, Davide, 100 minus. În loc de A punem 30. 30 minus 10. 30 minus 10. E egal cu 80. Egal cu 80. Hai să vedem. E corect? Nu, extraordinar. Păi 100 minus 30, 70 minus 10, 60. 60 nu e egal cu 80, așa nu? Ce e asta? Cassandra. Daria, cum te dai să facă? Ce înseamnă? Păi, nu, trebuie să luăm a doua metodă care... Nu a doua, prima vreau, prima. Pe prima metodă nu este... Dar nu e vorba de metodă. Dragă, exercițiu cum te rezolvă, te întreb. Nu sunt metode aici. Exact. Nu e vorba de metode, e vorba de o singură reacție la ieșirea asta. N-ai două variante. Cum trebuia făcut? Am... Poți să zic... Zi, Cassandra. Nu știu dacă mi-a dat bine. Zi, Cassandra. Bine, eu zic cum am făcut. Am făcut așa, A minus 10 este egal cu 100 plus 100. Deci A minus 10. Dar suntem la, suntem la primul, domn profesor, ce de al doilea, că îi încurcă rău și ei se duc acolo. Aștept, da? Păi dar și la al doilea. Lăsați-l îl las mai jos. Da, lăsați-l mai jos. 100 minus A minus 10 egal cu 100. Ăsta e alt exercițiu, copii, nu vă legați de el. Numai pe primul. Dar știu ce am greșit. Trebuia să fac 100 minus 80, care îmi dădea 20 și din 20 scădeam 10 și îmi rămânea 10. Ba deci nu. Încă o dată spui. Bă, da, era bun. Păi nu, tot asta zice, 100 minus 80 și tot asta zice. Pe el trebuie să-l lămuriți. Da, și pe ei, și pe fete. Și pe ei, și pe ei, dar îți dă bine. Dar nu e așa, uite-te acolo. Dar nu contează de paranteză. Hai să vedem. Deci tu ce spui acum? Cum
cum se fac? 100 minus 80. Nu mă, dar spune echivalent, dar deci o transcriu. Echivalent la... Acum vorbește el, Casandra, după aceea. A minus 10. A minus 10, scriu din nou. A minus 10. Egal cu 20. Adică fac 100 minus 80. Eu scriu 100, ca să înțeleagă tot omul. 100 minus 80, da? Da. Echivalent. Echivalent la 20. A minus 10. 10 egal cu 20. Și acum fac A, A egal cu 20 minus 10. Păi cum A egal cu 20 minus 10? O să fac asta și păi de foarte bine. Cum păi da? Fie, da, de unde să fie 20 minus 10? Cum? Descăzutul este egal cu rezultatul, scăzut 10, scăzut scăzătorul. E așa de mic. Uite, dacă locuiești pe unul cu 10, 10 minus 10 fac 20? Nu. Că tu ai zis că ai 10 de aici. Hai ca să eu aș face așa, aș pune pe 10 locul lui A, adică aș schimba. A, schimb că-s frați ăștia. Da, și la fel negativ așa, sunt. Îmi dă, da? Ce schimbăm între ei? Și îmi dă 90 și 90. O secundă, scriu, deci, așa scrie. Păi deodată, mai copii, că v-am explicat cu un profesor, așa nu, niciodată. Așa nu, niciodată. Niciodată. Cum trebuie făcut? Păi facem 100 minus 10. 100 minus 10. Minus A. Minus A. I-am schimbat locurile pentru că sunt prieteni, sunt la fel cu semnul. Da? 100 minus A egal cu 80. Și facem 100 minus 10. Facem scăderea aia, 100 minus 10. Echivalent. Echivalent. Zicem așa, așa vreau să se redactați. Pe caiet. Cu? Cu 90. Cu 90 minus A egal cu 80. Și A cu cine e egal? Egal cu 90 minus 80 cu 10. Așa? Asta e altceva. Ne place. Și a merge. Și a merge dacă înlocuiesc 100 minus 10 și minus 10 fac 80. Corect, domn profesor. Așa da? Așa da scrieți. Așa. Așa? Da. Dar ia uite, David, acum la a doua. Al doilea exercițiu. Cum poți să-l rezolvi? Merge metoda ta sau a domnului? Nu metoda. Nu metoda. Cum trebuie o abordată acum? Da. Ah, ok. A, ușor. Zi. Fac 100 minus 10 care îmi dă 90. Hai, eram sigur, eram sigur că o să zic acum după ce ai făcut. Ai o paranteză. Cine este 100? Cine este A minus 10? Da. Deci, vedeți cu Billy din altă parte. Da. Sunt aceste lucruri mărunte și acum trebuie să vă spun un lucru, o chestiune. Da, ușor. Să vă spun o chestiune. Atenție multă. Când fica mea și cu... Ginerile, viitorul da. Era în clasa a 12-a. Deci am lucrat lucruri atât de sus, atât de faine, încât, mă rog, s-a luat locul doi pițari la matematică, a fost o chestie fantastică. Iar el a fost în lotul celor 25 de copii pentru internațională. Ajung pe poziția 19. Am venit acasă, ne-am stat noi de vorbă un pic, am lăsat un pic și azi, pentru admitere ne-am cărut de treabă. Cum? Da, nu luați admiterea la facultate. Păi nu luați admiterea, dacă n-am lucrat chestiuni așa, suntem olimpici, am ajuns așa, nu luați. Vă arăt acum. Așa ceva ne-am dat. Adică așa ceva, nu chestiile astea. Să înțelegi, adică vorând da. Da. Niște chițebușuri de astea da. Practice, banalități, exact. Banalități pe care, cu care i-am prins. Corect. Și când am spus, cum? Cum mai putem să avem greutăți? Da. Atunci am făcut de treabă. Corect. Și s-a terminat șef de promoții. S-a luat pe poziția întâi și am terminat șef de promoții. La Iași au fost șeful de promoții. Bravo. La momentul în care m-am întâlnit cu ei în America acum, erau unul lângă altul cei doi șefi de promoție. Foarte frumos. Este spectaculos. Eu călcam cu foarte multă grijă, cu multe, cu sfială. Mă gândeam, Doamne, câtă inteligență este aici în jurul meu. Câtă, cum să vă spun, nu, numai mintea mea putea să realizeze. Și de ce? Era mic în fața lor. Atât vă spun de... Erau șase bărbați, așa, cu mintea sclipitoare, iar între cei șase, doi, aceste vârfuri. Toți?
toți erau super. Nu era plăcut să-i ascultați? Asta am vrut să cred că era plăcut super. Așa. Hai de mici, ce vă spun? Era un spectacol așa că... Ei, de aceea mă întorc aici povestea noastră. Copii, trebuie să fim atenți la lucrurile mărunte. Așa este chestiune, e o chestiune măruntă. Dar butonul ca mic răstoarnă ca romare, adică cum se zice. Da? Deci, ca să am dat, te rog. Păi, am putea să facem 100 plus 100, care îmi dă 200, deci 200 plus 10, îmi dă 210. Dar de ce s-ar pune 100 și 100? Da. De ce s-ar pune 100 și 100? Pentru că eu nu știu scăzătorul. Păi aici scăzătorul este aparte. Păi de aici e. Aici ești acasă la tine. Descăzutul este ăsta. Și rezultatul este ăsta. Domnul profesor Caprins, 100 minus 100 plus 10. 100 minus 100 plus 10. Iar te repezi. E scăzătorul ăla, parcă. Pot? Da. Pot? Da, bine că pot. Hai, da. A minus 10. Acum ești tu la tine aici. A minus 10. Este egal cu 100 minus 100. 100 minus 100. Păi n-ai zis așa. Și A va fi egal cu 10. A minus 10 va fi egal cu 0. A minus 10 va fi egal cu 0. A minus 10 egal cu 0. Și atunci A... A fi egal cu 0 plus 10. Așa, e egal cu? Da. 0 plus 10. A egal cu 10. Hai, de pe acum erați acolo. Deci atenție cum e, facem pe asta, că sunt atât de grave, nu ne dăm seama, dar sunt foarte grave, copii. Nu avem voie să greșim aici. Orice om greșește. Nu, înseamnă... Iar ești îngăduitoare cu tine. Iar nu-mi place asta. Da. Asta trebuie să fie rea cu tine. Exact. Nu-ți îngădui nicio greșeală. Dar fiecare om are o părere bună despre el. Nu trebuie. Aici pierdem. Aici nu. Hai să spun o chestie. Cu cât mai ești, cu cât ești mai puțin îngăduitoare cu tine, cu atât faci progres. Dar, Cassandra, vreau să nu-ți cultivi o părere foarte bună despre tine. Așa da, normal, așa voi fi prea... Plin de tine, da. Plin de tine, da? Cu un nasul pe sus, cum zicem, hai să zicem. Bine, eu știu că sunt încăpățânată, că nu ascund, că mă grăbesc. Aș nu, dar aceste lucruri nu trebuie să ți le afișez și să ții la ele. Nu ești încăpățânată. E, atenție, tu ții la ele. Înțelegi tu? Ții la aceste, știi că sunt niște defecte, dar ții la ele, sunt ale tale, așa. Da. Vrei într-un fel să spui, pe mine asta mă individualizează, adică mă face să fiu eu. Da. Nu? Defectele. Da, o secundă. Defectele nu trebuie cultivate, ci căutăm ușor să le îndepărtăm. Dacă tu ești conștientă de aceste defecte, eu insist foarte tare acum în chestia asta, dacă ești conștientă de aceste defecte, nu ți le... Nu ține cultiva și nu ține la ele, ci caută în fiecare clip să renunți la ele. Ascultă-mă pe mine, da? Eu sunt cel care te invit să faci asta acum. Haideți să mai facem încă o dată treaba asta. Zici așa. Davide, ești bossul acum. N-ai voie să... Ce ești? Ce este, Davide? Ești obosit. Da? Băi, lasă-mi că nu mai fi obosit. Hai să ne jucăm acum la matematică. Ne zice... 700 minus 30 minus A. 700 minus 30 minus A egal cu 600. Și alta, 700 minus 30 minus A este egal cu... A spus paranteza. Acum pun paranteza aici. Da, la primul. La primul am pus-o așa, din greșeală. Aveți dreptate de mine. Va fi egal cu... Acum mă gândesc să dau un rezultat. Foarte 680. Bun. 680. Așa, domnule. Gândiți-vă la ideea și nu mai ziceți că e ușor. E greu. Plecăm cu ideea că e greu. Corect. Bine. Hai să vedem aici cum reacționăm. Davide, intră în acțiune. La care vrei? La prima. Ok. La primul. Tot la primul tipul. Fii atent, Davide, fii atent, te rog. 30 minus A egal cu 70 minus 600.
Deci, 700 minus 6. Da, 700 minus 6. Deci, scriu, scriu, eu scriu, da? Scriu, nu. Nu. Scriu? Nu. Dar seama ce fac, scriu? Nu, 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 va scădere adică fac 710 am voie. E corect? Așa se face? Așa trebuie, numai așa se poate. Numai așa se face. E greșitul cum făceai tu înainte era o mare greșeală. Și până acum tot timpul s-a greșit așa. Și acum hai să facem lumină. Hai deci ce facem? 700 minus 30 îi face cât? 670. Minus A. Minus A. Egal cu 600. Din care ce rezultă? Acum A-ul cât este? A, acum mai scrie. Nu trebuie să fie. 670 minus 600. Stai, măi, e scăzătorul, ăsta e descăzutul. Deci vine A egal cu 670 minus 600 și este egal cu 70. Trebuie să vedem dacă probează. Merge, domn profesor. Merge? Da, mă rog, adică. De 700 minus 30 minus 60, da. Face minus 100. Da, da, da. Și 700, e la 600. Da, e deșteaptă. Poți să următoarele? Da. Deci facem 700 minus, paranteză, 30 minus A. De 700. Sau, da, așa. Este egal cu 680. Ok. Și atunci... 30 minus A. Deci de aici 30 minus A, adică scăzătorul acestei operații. Va fi egal cu 700 minus 680. Minus 680. Și 30 minus A va fi egal cu 20. Și atunci... Egal A, cu 20, da? Da. Și atunci A va fi egal cu 30 minus 20. Și ea va fi egal cu 10, dar nu vedea ca la cealaltă. Păi nu, e altă exercițiu. E altă exercițiu, iubita. Aici eu vreau să vă spun. Dacă e 680, gata, nu, nu, nu. Mă scuzați. Și este și paranteza. Atenție, e altă, e paranteza, e altă exercițiu. Asta vă atrag atenția. Da. Acum să facem o rezolvare. Acum, mai facem încă unul. Nu știu, încă nu mi-e clar. Nu m-ați convins. Nu m-ați convins că merge ieșițul perfect. O să vedeți, că o să fie perfect. Să vede, să vede. Deci, 500, acum, 500 minus A, minus 10, egal cu 500 minus A, minus 10, egal cu 450. Și eu cum fac? Da, e ușor, acum că am înțeles. Deci, schimb pe 10 cu A. Cu A și apoi gata, asta a fost. Deci, mai da, da, sigur. Da, adică ce sunt 500? 500 minus 10 minus A. Da. Egal cu 450. Egal cu 450. Și acum facem, dacă tot e 10 acolo, facem 500 minus 10. Da. Care ne va da 490. Da. 490 minus 450. 490 minus 450. Minus A, să scriu așa, egal cu 450. Adică 490 minus 450. A, egal cu 490 minus 450, care ne va da 40. 40. Așa. Dar dacă vă dau așa, 500, 500, atenție, 500 minus A plus 10 egal cu 500 minus A plus 10 egal cu 450. Da, profesor? 500 acum minus... nu mai avem voie să inversăm. Pentru că nu mai este același exercițiu. Și atunci facem. Nu sunt frați aici. Da. Sunt dușmani. Și atunci facem. Mă schimbă pe 10 cu minus A. A plus 10. Pentru că A plus 10. A plus 10. Nu mai pune paranteză. Dar de ce să mai punem? Că deja sunt exerciții diferite. De ce să mai punem paranteză? Dar nu avem voie să punem. Nu-i pus paranteză. Deci A plus 10 aici. Da. A plus 10. Deci schimbăm. Aducem pe 10 aici aproape. Deci zicem. A plus 10. Nu A plus 10. Păi. Cum ai zis? Am greșit. A plus 10? Da.
acum. Ce dați un pic atenție, în oil. Atenție, atenție. Merg din mâna ta. Hai să vedem. Deci ai spus echivalent. A plus 10. Nu, da. Egal cu... Este egal... Scrii doar A. 500. 500. Minus 450. Da. Și atunci A va fi egal cu 10. Ai fă-mi cap. Deci vine A plus 10. A plus 10 este egal cu... 500 minus 450. Și A plus 10. Și cât face 500 minus 450, mai? 50. E egal cu 50, da? Da. De unde rezultă A? Și atunci A, egal A cu... este egal cu 50. 50 minus... minus 10. Da. Și egal cu 40. A, egal cu 40. Ia să verificăm. Cred că ai greșit. Să verificăm. Ba, 500 minus 40 minus 40 face 560 plus 560 plus 10 plus 10. Minus 40, 460 plus 10 500 minus 40 460 plus 10 470. Ai văzut? Deci ai văzut ca da. Domn profesor, știu cum facem. Zi tu, David. Facem 500 minus 450, care ne va da 50, și facem 50 plus 10, care ne va da 60. Dar o să facem așa sistemul, că nu ne înțeleg deloc. Pentru că poți. Acum poți, nu pot, asta e. Se poate, domn profesor. Hai să vedem, hai zice. O să ne dea 60, da, și să facem 500 minus 60, care ne va da 440, 440 plus 10, 450. Deci de unde ai scos-o, David? Zi cum zici tu, hai! 700... Vârte acolo, dar ca să ajungă acolo, cum să ajungi din urmă? Așa, nu, 500 minus 450 ne va da 50. Da. 50 plus 10 ne va da 60. Și după aia face din 500 minus 60 și ne va da 440 plus 10, 450. Și 60 de unde l-ai spus? Hai să vă urmărim. Pe te rog, hai să mă ajutați, că David nu ne-a mai amințit așa. Oh my God! Ce cum îți stai bine? De ce David ăsta zice bine? Da, el mă urmărește. Ia, urmărește, David. David, când au fost amândoi prieteni, de același fel am schimbat fără emoții locurile. Da, dar nu poți să schimb. Dar de ce să nu schimbăm? Da, acum vreau să vă spun. Da, asta cu plus 10 și același lucru, 10 plus A. Fie pe, schimbăm între ei cu soții de semn. Exact, adică 500 plus 10 minus A. Ba da, că e bun. Ascultă-mă, eu vreau să te aduc la situația asta, că tu ai raționat într-un fel al tău bine, dar e mecanic fără să spui 10, 20, 30, acolo. Dar tu nu ai tehnica asta pe care vreau să o spun eu. Deci atenție, mai înainte am schimbat că erau dușmani, adică aveau semne, erau prieteni, la fel, și acum vezi dușmani tot așa de bine, dar cu tu cu semn, adică tu ești cu plus 3 aici, cum de fapt s-a întâmplat mai înainte? Ești cu minus 3 în față, tu ești cu minus 3 în spate. Am vrut să schimbat cu semnul lor. Dar se poate și cu plus, că e același lucru. Normal. Deci, și atunci și facem și 500 da. Minus deci 10 plus A. Nu, 500 plus 10. 500 plus 10. 500 plus 10. Plus A. Minus A poate. Băi, asta are minus. Minus A. Le-am schimbat, dar tot cu semnul lor când ne-am tras de o parte cealaltă. Minus A. O să egal cu 450. Da. Și atunci facem 510 s-o făcut ora. Minus A, care este egal cu 450. 53, domn profesor. Eu să-l oprim. Oprim? 510 la termină. Haideți. 510 minus A, egal cu 450. Și A va fi egal cu 510 minus 45. Minus 450. 450, da, 450. Și A egal cu 60. Așa ai zis și tu, da. Așa ai spus. Dar, repet, fără să aveți ordinea asta, pentru că dacă există un exercițiu mai complicat și voi nu înțelegeți... Clar, corect, trebuie să ai clar în cap. Să te opresc, profesor, nu-i bine, Davide, nu era bine.